Hello, încep vlogul de astăzi direct echipată și pregătită pentru plecare. Mai trebuie doar să mă încalț. M-am pus puțin aici jos pentru că am lumina mai bună de la fereastră și vreau să vorbesc cu voi. În urmă cu o săptămână v-am întrebat pe Instagram ce vloguri ați mai vrea să vedeți aici la mine pe canal și majoritatea au fost în legătură cu daily vlogul. Nu știu dacă mai țineți voi minte, dar eu am început vlogurile săptămânale, chiar așa le-am și numit, anul trecut pe la sfârșit, înainte de a începe vlogmasul și de atunci nu am mai făcut. Mi-am propus anul acesta să postez măcar o dată pe săptămână, doar că în ultimele două săptămâni nu mi-a ieșit acest lucru, nu pentru că nu am apucat, am avut tot timpul din lume, doar că efectiv nu mai știam ce să filmez și de aceea v-am și cerut ajutorul pe Instagram. La mine este ora 9 fără 20, cam așa, e foarte frumos afară, e însorit, sper să fie și cald. Zilele trecute a fost groaznic, temperaturi tot cu minus, frig, nici măcar nu-ți venea să ieși din casă. Astăzi începem semestru 2 la facultate. Până acum am făcut și cursurile și LP-urile, adică lucrările practice, online. Doar că semestrul acesta se schimbă lucrurile și vom merge fizic la lucrări. Trebuie să îmi pregătesc și halatul, nu știu pe unde e. În martie am fix un an, în 9 martie, de când stau acasă și mi-e puțin așa, nu știu, am o stare ciudată după atâta timp să merg la facultate, dar sunt și entuziasmată în același timp, chiar dacă weekendul trecut l-am petrecut cu câțiva dintre colegii mei la Straja. Pe unii nu i-am văzut chiar de atunci, din martie, și mi-e super dor de ei. Nu știu cât vom merge la facultate pentru că județul Timiș e cu cod roșu, dar vedem oricum. Mi-am început dimineața la ora 7 și ceva, am avut un curs de la 8 la parazitologie. Acum sunt pregătită să merg la unghii, mi-au crescut atât de mult, vi le filmez imediat să le vedeți într-un cadru mai apropiat. Nu am mai fost pe acolo de vreo lună și două săptămâni, cam așa, la Lugano. Probabil știți salonul din celelalte vloguri săptămânale pe care le-am făcut atunci, dar oricum filmez și astăzi, vă arăt locația care este superb, doamne, este cu roșii, știți cât de mult ador eu rozul. De la 3 mergem la facultate, am o lucrare practică și spre seară aș vrea să merg la sală, dar nu vă gândiți că e genul acela de sală, adică sunt niște clase și astăzi de la ora 7 parcă facem taebo. Săptămâna trecută nu am fost, am fost acum două săptămâni și am făcut așa o febră musculară, doamne, sper să nu se întâmple și de data aceasta, având în vedere că nu am mai fost de o săptămână. M-a sunat mama în timp ce filmam și bineînțeles că s-a oprit filmarea, am uitat să-l pun pe mod avion, cum fac de fiecare dată. Cred că vă ziceam despre sală, dar pe astăzi nu am un program foarte stabilit, am doar cele trei chestii de făcut, și anume unghii, facultate și sală. În cazul în care mai intervine ceva pe parcurs, veți vedea, pentru că vă iau cu mine. Eu sunt puțin adormită, obosită, nici nu știu cum să vă zic, probabil se și vede pe față. De două săptămâni dorm destul de puțin pe noapte, dar cu siguranță săptămâna aceasta îmi revin, pentru că trebuie să mă trezesc tot de dimineață și atunci instant voi adormi și mai repede. Faci, Laura? Lucrez cu drag și spor. Foarte bine, ca de fiecare dată. Pe Laura, cred că o mai știți din celelalte vloguri săptămânale. Am mai filmat odată aici, când îmi făcea unghiile. După cum se poate observa, am început. Am dat primul strat, nu? Am, am dat jos ce era semiul precedent, da? Ce a fost pe unghie. Și a rămas o mică bază, nu? Da, un pic de bază rămâne întotdeauna pe unghie când ne îndepărtăm. Am scurtat unghiile, le-am dat formă. Ce lungi le-am avut.
am schimbat și forma. Am revenit la forma mea de unghie. De dintotdeauna. Adică nu dintotdeauna, din ultima vreme. Micuțe și culoarea va fi una nude, cel mai probabil. Dar ca de obicei. Știți că tot Laura m-a făcut atunci, înainte de Crăciun, să-mi fac unghiile acelea albastre cu sclipici. Dar vreau să vă spun că mi-au plăcut chiar foarte mult, nu mă așteptam. Dar mulțumesc pentru sugestie. O să te mai scot din zona ta de confort, să știi. Înainte eu le aveam foarte lungi, așa le purtam, lungi și colorate. Și acum am zis că dacă astăzi tot încep facultatea, merg doar la LP-ul, da, la lucrările practice, să le am și eu puțin așa mai micuțe, mai finuțe. Bine, acum nu vă dați seama cine știe ce, dar când vor fi gata, veți vedea. See you soon! Da. Și rezultatul final, unghiuțele mele micuțe și nude. Mi-am dat seama că nu v-am arătat cam pe unde este Lugano în acest vlog, în cazul în care nu ați văzut celălalt, așa că întorc camera și mergem să vă arăt. Am luat-o și pe Laura cu mine. Este Lugano. Este cel mai frumos salon din Timișoara. Clar. Nu? Da. Acesta este și... copacul nostru. Hai că le arătăm imediat și interiorul. Mergem întâi să vă arătăm popa. Cam pe unde ar trebui să fie... Trebuie să ratez. Ieșirea. Acum avem niște probleme cu lumina, dar imediat se rezolvă. Este amplasat fix lângă clădirea UBC3. Este o clădire cu birouri, nu? Da. Și este aici, pe colț, minunatul salon Lugano, unde fac eu cele mai frumoase unghii, la Laura. Și dacă vreți să veniți cu mașina, nu este nicio problemă, pentru că fix pe acolo este intrarea. Este o parcare, adică puteți să vă lăsați mașina în siguranță, nicio problemă. Și acum intrăm. Haide, Laura, da, să facem turul. Oh. Trebuie să trag așa. Mai fac câteodată așa, nu să trag bine. Ce este recepția? Ce avem pe frumoasa Iza? Bună, bună! Este la noi luni, numai ce a trecut Valentine's Day și de aceea sunt aici minioare, baloane cu I love you, înaltul cu copacel roz, pe care îl știți deja. Dacă nu mă urmăriți pe Instagram, cel puțin o dată pe vlog l-am mai pus. Și inimioara, la fel, probabil ați văzut-o pe story la mine. Aici este partea de mani și partea cealaltă este pedicura. Aici suntem noi. Bună, Laura! Hai cu mine să facem turul, că tu știi mai bine. Bun, deci aici am spus că este partea de, partea de manicură. Aici am stat eu. Și foarte multe culori, tot ce vreți. Aici avem scapa de la Balmain. Balmain. Da. Da. Aici îți poate avem cosmetică. Nu intrăm în fiecare cameră, da, pentru că sunt clienți și nu avem voie. Aici avem masaj și remodelare corporală. Super. Aici scapele de la Kerastase, ca să știu cum merge. Puteți să vă faceți tot felul de tratamente. Da, tratamente pentru păr, keratină chiar. Da, da, da. Și am uitat să precizez că se află în Julius Town. Nu cred că am spus. Și aici este colțul pedicurii. Pedi! Deci uitați ce fac, cât e de frumos aici, Doamne! Vă știți obsesia mea pentru această culoare, pentru roz, mai exact. Deci nu mai e asta. Chiar cu părul. Da. Da, și cam acesta este salonul.
Așa că, dacă vreți servicii foarte, foarte bune, vreți să întâlniți oameni frumoși, talentați și foarte, foarte pasionați de tot ceea ce fac, o locație superbă, cei de la Lugano vă așteaptă cu mare drag pe aici, să le treceți pragul și cu siguranță vă veți îndrăgosti de salon, de oameni, după cum am spus, și de tot ce se întâmplă aici. Am ajuns acasă, între timp m-am dezinfectat și m-am machiat puțin, de fapt m-am machiat e prea mult spus, mi-am aranjat fața pentru că am doar o cremă nuanțatoare, se și vede că nu acoperă foarte bine. Într-un episod de Vlogmas v-am spus eu că m-am mușcat ceva de față, dar aparent e o chestie care îmi iese în același loc, trebuie să văd ce e. Puțin sprâncenele, rimelul aveam de dimineață, mi-am pus o culoare în pliu, contur și cam aia e. Pe buze încă nu mi-am pus nimic, dar nici nu-mi pun, eventual un balsam hidratant. Știu că voi purta mască astăzi și cel mai probabil nasul meu va fi din nou de Rudolf, dar am avut timp, 10 minute, fix atât mi-a și luat să-l fac și am zis că de ce nu. Mi-am pregătit halatul, nu știu dacă v-am spus de dimineață, noi la lucrările practice... Sper să nu mi-și prea tare camera, dar e aici pe mână. Trebuie să purtăm aceste hălățele albe și mie îmi place foarte mult să le personalizez, așa că la buzunarul din față i-am pus o broșă cu un costum popular chiar de fată, sper că vedeți și unghiile mele frumoase, micuțe și nude. Mi-am luat o felul de broșe și de pe AliExpress cu inimioare, stetoscop, și nici nu mai știu ce mai am pe acolo. Mi se pare că arată tare drăguț cu o astfel de broșă. După cum ziceam, e personalizat. Vreau să mă schimb, să merg să mănânc ceva. Astăzi am băut doar apă și nu am mâncat nimic. Și după plecăm către facultate. Nu știu cât de mult voi filma pe acolo. Nici nu vreau să ies în evidență cu chestia asta, mai ales că am și trepiedul după mine. Și mi-e puțin așa incomod să îmi scot telefonul și să mă apuc să filmez. Dar cât pot, promit că filmez să vedeți și voi în mare cam ce se întâmplă pe acolo. Schimbarea de plan între timp, eram eu pregătită cu halatul, cu ghiozdanul și tot ce mai aveam eu nevoie să plec. Și când încolo, pe grupul seriei, am văzut că nu se face până la urmă LP-ul de astăzi, de la igienă. Eu oricum trebuie să merg în oraș, să mă văd cu două colege, trecem și pe la Xerox, avem nevoie de ceva pentru mâine. Mi-am prins și părul, dar cred că ați văzut deja, nu stătea nicicum. V-am mai spus eu că părul meu este destul de gras, de fapt scalpul produce foarte mult sebum, să zic mai corect. Și asta ar însemna că ar trebui să-l spăl odată în fiecare zi. Eu îl spăl odată la 2-3 zile, mi se pare mai ok așa pentru el. Între timp îl mai aranjez eu cumva, îl prind cât să arate destul de ok. M-am schimbat și eu, vreau să îmi iau ghiozdanul și să plecăm în oraș. După ce plecăm de la Xerox, cred că mergem la o cafeluță, eu oricum nu beau cafea de fel, la un suc, ceva în centru, vedem noi. Dacă tot nu am mers la LP și era în program acest lucru, am zis să ne întâlnim și am aici alături de mine pe prietenele și colegele mele, Andreea și Carina. Nu cred că le-ați mai văzut. Ba, pe tine te-a văzut în vlogul de la Pică Florea din Cireș, de la filmări. Eu iar nu am trepiedul, sunt cu telefonul pe stradă, mă filmez și lumea se uită ciudat, ca de obicei. Am scos chestiile alea de la Xerox, câteva planșe, poate vi le arăt mai spre seară și mergem în centru. Posibil să fie niște terații de lumină, dar este soare și ne bucurăm. Știu că nu se poartă masca așa, dar nu voiam să-mi iau totuși crema nuanțatoare de pe nas.
Am trecut pe acasă să mă schimb repede, pentru că de la 7 trebuie să fiu la Taebo și mi-am dat seama că în oraș nu prea am vorbit cu voi, dar v-ați dat seama în mare parte cam ce am făcut. M-am văzut cu colegele mele și prietenele în același timp, Carina și Andreea. Am ieșit în Unirii, nu în centru, dar este foarte aproape, adică sunt aproape unele de celelalte, pentru cei care nu sunt din Timișoara și pentru cei care nu știu. La Trattoria, sper că am spus bine, e prima dată când am fost la localul acesta și am băut o ciocolată caldă, albă, cu alune. A fost foarte bună. Avea cumva compoziție de budincă cu gust de vanilie și alune. Chiar mi-a plăcut. Am mai stat de vorbă, ne-am făcut niște poze. Nu ne-am mai văzut de mult noi în formula aceasta. Și ne era tare dor unele de celelalte și ne-am bucurat pentru că astăzi am reușit. Mâine de la 8 cred că am ceva LP, trebuie să mă uit peste orar. Mi-am scos acele foi, vi le arăt puțin mai încolo pentru că ghiozdanul meu este acum jos. Și am înțeles că ni le trebuie mâine să le avem în caiet sau nu știu exact, trebuie să citesc pe grupul seriei. De toată treaba aceasta cu facultatea mă ocup puțin mai încolo, să-mi pregătesc caietele, cărțile pentru cursuri, LP-uri și așa mai departe. E în jur de ora 6, 6 și un pic, sper că mă vedeți bine, am venit aici lângă geam. Îmi place că s-a mărit ziua destul de mult, dar încet, încet începe să apună soarele. Iarna, când era ziua mai scurtă, nu-mi plăcea mai deloc. Bine, cam atât am avut să vă spun pentru moment. Poate reușesc să filmez ceva pe acolo, dacă nu ne vedem direct de seară și povestim tot ce s-a întâmplat. Sunt în sfârșit în pat, dar stau doar puțin cât să vorbesc cu voi. Am ajuns acasă, de fapt am ajuns de vreo jumătate de oră, numai ce am ieșit de la duș. Și trebuie să merg să mă și demachiez, în seara asta trebuie să îmi fac un scrub, să-mi pun o mască. E seara și de bonile, știți că îl pun odată la 2-3 zile. Știu că în mod normal nu trebuie să merg machiată la sală, doar că astăzi nu am mai apucat să mă demachiez și această cremă nuanțatoare s-a menținut destul de ok pe ten. De pe nas nu s-a luat mai deloc, dar ați văzut cum am purtat masca și chiar arată foarte bine. Deci pot să zic că e intact cât de cât machiajul de astăzi. Mi-am pregătit hainele pe mâine, așa fac în fiecare seară, îmi pregătesc totul dimineața când mă trezesc, doar să-mi fac rutina de skincare, să mă spăl pe dinți, ce mai am eu de făcut și să plec direct. Am în mână aceste 5 foi pe care le-am scos astăzi de la Xerox. Ele arată cam așa, sunt colorate și nu știu exact despre ce este vorba, pentru că e prima dată când fac această materie. Mâine de dimineață de la 8 trebuie să fiu la facultate pentru că am LP-ul la paraziți și probabil tot atunci vă explic mai multe. Sunt tot felul de desene pe aici, cred că vorbesc despre ceva infecții, dar da, vedem mâine. Nu v-am spus cum a fost astăzi la sală, abia acum mi-am dat seama, am luat direct cu planșele mele. A fost super ok, am fost la o clasă de Taebo, o oră, câteva fete și mi-a plăcut foarte mult că se ține cât de cât distanțarea între noi, deși, sinceră să fiu, nu prea mai am eu o problemă cu acest virus. În schimb, nu mi-a plăcut faptul că am fost machiată, e prima dată când merg la o astfel de activitate. Așa, deși eu se mai nimerea să merg și la repetiții, la dansuri, așa, dar trecând atât de mult timp, mi se pare că deja parcă mă strânge fața și simt așa ciudat pe tot tenul. Abia aștept să merg să mă demachiez. În ultima vreme nu prea am fost machiată, nu știu ce m-a apucat astăzi să fac acest lucru, dar probabil îmi era dor. Și dacă tot am avut acea mică pauză între activități, am zis să mă machiez puțin. Mâine cel mai probabil nu mă voi machia. Dacă am de la 8, asta ar însemna că la 8 trebuie deja să fiu la facultate. Chiar primul LP e de la 8 la 10, la medicină 2, primaria pentru cunoscători. Iar al doilea de la 10 la 12 și trebuie să venim până la medicină 1, în spatele prefecturii, sper că spun bine. Zic aceste repere pentru cei care stau în Timișoara și
au habar despre ce vorbesc. Astăzi, după cum ați putut observa, nu a mai fost la niciun LP și a primit șeful de serie un mail în care îi se spunea că vom face online atât LP-urile cât și cursurile la materia aceasta, adică la igienă. Rezumatul zilei de astăzi nu mai are rost să vi-l fac pentru că ați văzut deja ce s-a întâmplat. Nimic foarte interesant, merg să mă demachiez, să-mi fac rutina de seară și după mă pun în pat, cred că mă uit la un film sau un episod dintr-un serial, nu știu sigur. În orice caz, noi ne vedem mâine cu o altă zi.